Săptămâna trecută ar fi trebuit să se lase cu sărbătoare. Nvidia și AMD au lansat primele plăci de mijloc din noile generații, doar că ce am așteptat cu sufletul la gură și ar fi trebuit să fie o fiesta, s-a dovedit un mare fail. Mai nașpa e că ambii producători au dat-o de gard, deci nu doar unii au fost nefericiți în combinația asta, ci toată lumea. De grija producătorilor, eu zic să nu murim de drum lung, precum câinele din zicerea populară, că de bine de rău vând de nu-i mai satură Dumnezeu. Cum rămâne însă cu noi, fraierii care trebuie să scoată brusc mai mulți bani pentru un 4060 Ti care, cinstit vorbind, nu valorează nici jumate din prețul recomandat? Păi nu rămâne, ești sărac, scris cu capa, deci nu te joci, nu? Sau mergi pe AMD, care au dat drumul la o placă de $300, al cărei preț, convertit în euro, a urcat undeva la 320-330, iar mai apoi a fost căzut la 270 sau ceva de felul ăsta, dracu să-i mai înțeleagă. Și tot acest roller coaster de prețuri pentru RX 7600 s-a întâmplat în primele 24 de ore de existență ale plăcii. Nici prețul actual nu e vreo mare combinație, pentru că este o placă slabă și, indiferent de preț, este lipsită de cel mai important aspect pe care îl putea primi de la producător, și anume FSR3. Și cum AMD tot întârzie să-și prezinte noua creație în variantă finală, apoi Dumnezeu cu mila. Eu unul nu mai recomand Radeoane. Dar ce-o fi oare de făcut în cazuri precum ăsta? Că doar nu renunți la PC ca să te joci pe telefon. Un răspuns logic ar fi o consolă, nu? Doar că nu toți ne folosim PC-ul doar pentru asta, adică pentru gaming. Gen unii mai și lucrează câte ceva pe el, prin urmare rămâne o sculă dorită și căutată. Și ar mai fi laptopul, poate segmentul cel mai interesant din domeniul hardware și care a văzut multe îmbunătățiri în ultimii ani. Știu că ni s-a mai spus uneori că da, lumea este interesată de laptopuri de gaming, dar nu OZN-urile de mii de euro pe care le prezentăm pe aici, așa că fiți pe pace. Azi nu discutăm despre havioane. Pentru acest video am decis să vorbim nu despre un laptop anume, ci despre o întreagă familie accesibilă. Așa că am pus mâna pe seria TUF Gaming 2023 de la Asus. Sunt alea de masă, cu prețuri decente și dotări bune. Și știu că ies an de an, dar n-a fost generație de TUF care să nu primească fie și marginal îmbunătățiri față de precedenta. Ceea ce vă voi arăta azi, presimt eu că va deveni un best-seller în perioada reducerilor de toamnă-iarnă, așa că fiți pe fază. Hai să începem de aici. Laptop sau PC? Păi să vedem cum stă treaba. În momentul de față, un RTX 4060 Ti este vreo 2400 de lei. Un preț decent la prima vedere, până iei în considerare faptul că un RTX 3060 Ti de acum 2 ani este tot pe acolo ca performanță și o poți avea second hand pe la 1400 de lei. Iar aici ne-am putea lansa într-o discuție dintre aia interminabilă despre punctele tari și alea slabe, dacă să alegi să cumperi o placă video SH sau nu și de ce. Doar că eu aleg să mă concentrez pe ce e nou. Până la urmă, ultimele lansări sunt și cele care aduc îmbunătățiri și dacă e să ne raportăm strict la plăcile video RTX, aș prefera oricând un laptop cu RTX 4000 decât o placă similar de puternică din generația 3000 pe desktop. De ce? În primul rând pentru DLSS 3 și Frame Generation și mai apoi pentru optimizarea mai bună la nivel software și pentru eficiența din ce în ce mai ridicată de la o lansare la alta. Sigur, formatul, consumul și temperaturile sunt diferite de la o platformă la alta, dar nici măcar prin comparație lucrurile nu stau rău pe laptopuri. Să luăm bună oară procesoarele. Când am testat pentru prima dată 12900K, am zis că nimic nu se va apropia de el sau nimic în afara lui Ryzen 9 de la AMD. Nici măcar nu mi-ar fi trecut prin cap că un procesor de laptop ar putea pune probleme uneia de desktop într-o confruntare directă. Dar culmea e că 12980HK a reușit fix asta. Și mai impresionant însă a fost 12700H, care a oferit cam aceeași performanță cu 12700K, dar la un consum mult mai mic. Adică oferea cam tot ce oferea și versiunea de desktop, cel puțin în materie de gaming. După care avem memoria, care și ea la rândul ei a devenit o apă și un pământ, singura diferență notabilă fiind formatul. În PC-ul desktop bagi o baghetă întreagă, într-un laptop înghesui jumătate din această dimensiune, dar la aceeași capacitate.
Sigur, asta limitează puțin frecvențele, dar cu suport de până la 5200 de megatransferuri pe secundă, eu zic că e destul pentru un dispozitiv care se vrea și stabil. Ecranele sunt și ele din ce în ce mai bune pe laptopuri. Și când pui la socoteală că dă banii pe care îi plătești pentru o placă video mai pomenită, să zicem de la 4070 Ti în sus, primești un PC, fie el și miniatural, cum este un laptop, un ecran la 120 de Hz sau peste și o tastatură. Și atunci nu mi se mai pare o afacere proastă deloc, dacă chiar vrei să te joci jocuri de PC. Și la laptopuri mai e o șmecherie. Spre deosebire de segmentul plăcilor video, care este de facto un duopol, pe laptopuri există cu adevărat competiție. Iar asta trage prețurile în jos. Nu doar Asus fac laptopuri de gaming, ci și Lenovo, și MSI, și Acer, și Gigabyte, și N alți producători. Și chiar dacă hardware-ul este tot de la AMD, Intel sau Nvidia, producătorii de laptopuri nu cumpără aceste componente la prețul pieței. Și când toți integratorii trag să rămână competitivi, este firesc ca prețurile să rămână decente sau chiar să o ia în jos. Și acum am să mă concentrez pe noutățile aduse de generația 2023 în familia asta numită TUF Gaming. Anul ăsta poți să-ți cumperi un laptop din această familie cu Core i9 13900H, cum este cel de față, iar ca soluție grafică poți urca până la RTX 4070, adică o configurație de top puternică și echilibrată, iar asta rămâne o constantă pe toată seria. Seria TUF a făcut deci trecerea la Intel generația 13-a, dar pentru cei cu bugete mai reduse, au păstrat în line-up-ul P2023 și procesoare din generația precedentă de la Intel. Astfel, poți să-ți cumperi un asemenea TUF Gaming din generația de anul ăsta, dar cu procesor i5-12500H și memorie DDR4. Chiar dacă par depășite, componentele astea încă au viață în ele și se vor dovedi eficiente, chiar și peste 2-3 ani de acum încolo. Nu toată lumea are nevoie de cel mai tare procesor și cu atât mai puțin de DDR5 și alte nebunii rezervate pasionaților și bogaților. Placa video este ceva mai ușor de ales pentru că ai doar 3 variante mari și late: RTX 4050, 4060 și 4070. Evident, cea mai puternică este aia cu terminația mai mare, iar RTX 4050 n-am apucat încă să testez, dar cu 6 GB VRAM pe un bus de numai 96 de biți, are sens să vă mai zic ceva? Știți povestea cu 4060 Ti pentru desktop. Deci, dacă sunteți în căutarea unui laptop de gaming, indiferent că este TUF sau altceva, sfatul meu este ăsta. Nu țineți cont atât de procesor, el poate să fie foarte bine și din generația de anul trecut, ci fiți mai degrabă atenți la placa video și evitați 4050, adică alegerea voastră ar trebui să înceapă de la 4060 în sus. Dar hai să continuăm cu specificațiile. Memoria RAM pe seria asta TUF de anul ăsta variază de la DDR4 3200 până la DDR5 4800, cu capacități de la 8 până la 32 de giga. Suportul maxim oferit de placa de bază este de 64 de giga, cu viteze, așa cum spuneam, de până la 5200 de megatransferuri pe secundă. Configurația asta este destul de basic, dar zic eu că este un trade-off acceptabil pentru a obține un preț mai mic. Același lucru este valabil și pe partea de stocare, unde Asus n-au mers pe creme de la creme, dar au ales totuși niște SSD-uri PCI Express 4.0 care ating până la 5000 de MB pe secundă și vin în 3 capacități: 512 GB, 1 TB și 2 TB. Pe parte de conectivitate, avem o configurație demnă de 2023 și nu cred că există ceva care să lipsească de aici. Avem Thunderbolt 4 la 40 Gbps și un USB-C 3.2 Gen 2 cu suport DisplayPort 1.4 pentru placa video. Asta e mișto că dacă ai legat la laptop un monitor compatibil, poți folosi și G-Sync pe acela. Mai avem două porturi USB-A 3.2 Gen 1 ceva mai lente, un HDMI 2.1, un jack combo pentru căști și microfon și un port Ethernet de 1 giga pe secundă. Tot pe laterale găsim și un Kensington lock, dar asta e mai puțin important pentru utilizatorul obișnuit. Conectivitatea fără fir este și ea actuală, cu suport pentru Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.2. Astea din urmă sunt aspecte importante, dar pe care unii nu prea le iau în serios. Dar odată ce ai legat un laptop Wi-Fi 6 la un router compatibil, vei ajunge repede la părerea că vechile conexiuni sunt primitive prin comparație. Partea și mai bună este că abia acum încep să se ieftinească și să devină cu adevărat populare routerele Wi-Fi 6. Deci ești și în pas cu trendul, ca să zic așa. Din proprie experiență, vă mai spun că modelele astea TUF Gaming au prestat bine și pe partea de baterie. În cazul configurației de astăzi, vorbim despre o baterie de 90W/h, o capacitate aproape de maximul admis de lege. Deci, TUF Gaming 2023, indiferent de model, va duce o zi de muncă cu browsing YouTube Office din astea, în niciun caz gaming. Dar bănuiesc că nimeni nu avea astfel de așteptări.
Nu e nimic ieșit din comun și sunt multe laptopuri care fac asta, dar povestea asta cu bateria merita o mențiune pentru că aduce un plus de valoare pachetului ca întreg. Și am ajuns la ultima parte și chiar una dintre cele mai importante, ecranul. Dacă am detestat ceva mereu la laptopurile entry și mid-range din trecut, a fost calitatea ecranului. Adesea, alea veneau cu panouri TN cu acoperire de vreo 45-50% NTSC și aia era. Se vedeau ca dracu, dar erau 144 Hz la rezoluție 1080p. Doar că un astfel de ecran, și încă pe o categorie accesibilă de laptopuri, cum este și familia asta TAF 2023, acum arată așa. IPS, rezoluție QHD, 165 Hz, 100% DCI-P3, 3 milisecunde, 300 de niți și G-Sync. Nu sună rău, nu? Dacă vrei mai ieftin, există pe 15 inch și o versiune Full HD la 144 Hz, 100% sRGB, 250 de niți și G-Sync. Nici asta nu-i rea, așa-i? Sau poate vrei 17, că tot se plâng unii că ecranele de laptop sunt mici. Ok, nici 17 nu e 27, dar oricum e mai bine decât 14 sau 15. Și uite că familia asta TAF are și 17. Ai o versiune IPS QHD la 240 Hz, cu acoperire 100% DCI-P3, 3 milisecunde, 300 de niți și G-Sync. Sau din nou, o versiune Full HD la 144 Hz. Adică noile TAF-uri de gaming lasă în urmă definitiv ecranele gunoi grade și oferă panouri cu adevărat bune. Și pe lângă versiunile IPS, QHD, bla bla bla, indiferent că vorbim despre diagonala de 15 sau cea de 17, dotarea mai accesibilă vine totuși cu un panou probabil VA decent la 144 Hz. Până și această variantă este un upgrade substanțial față de ecranele de acum doar câțiva ani. Asta ca să nu mai zic despre versiunile de premianți ale acelorași laptopuri. Adică ăla de 15 inch știe până la 165 Hz, iar ăla mai mare de 17 urcă până la 240. Și asta în condițiile în care ambele acoperă 100% DCI-P3, rezoluție mare, G-Sync și așa mai departe. Și acum permiteți-mi un moment de sinceritate. Nu sunt naiv, știu că un laptop nu poate înlocui un PC, iar ăsta este un adevăr deocamdată universal. Laptopurile nu bat și probabil nici nu vor bate prea curând PC-urile desktop echivalente în materie de performanță brută. Știu bine asta, mai ales în contextul în care noi înșine, aici pe zonă, concepem și configurăm PC-uri de gaming pe care le și vindem. Dar cuvântul cheie aici este ăsta, performanță. De ce spun asta? Pentru că sunt destule activități care nu presupun acest atribut la superlativ. Pentru muncă, productivitate în sensul de birou al cuvântului, ești de-a dreptul fraier să dai banii pe un PC, acolo unde merge un banal laptop. Cât despre gaming, well, chiar eu am cumpărat anul trecut pentru fetele mele un astfel de laptop din seria TAF în loc de PC. Dar știu, voi fi bătut cu pietre, dar la cât și ce se joacă ele, credeți-mă, e arhi suficient. Și apropo, fix în perioada asta se joacă Hogwarts Legacy, adică nu puțin lucru. Ok, nu te vei juca la cele mai înalte setări, la cele mai grozave detalii și nici la rezoluția amețitoare. Dar de jucat, te poți juca atât cât să descarci și tu niște adrenalină și să te distrezi? Sigur că da. Și când realizezi că faci asta cu tot tacâmul, adică PC, monitor și periferice, la un loc în prețul unei plăci video mai bune, well, eu zic că alegerea e destul de limpede. Asta desigur, dacă vrei musai PC și nu o consolă. Pe de altă parte, sunt total de acord și cu Marinache, care zicea zilele trecute că jocurile noi sunt din ce în ce mai demanding și vor stoarce și mai tare configurațiile pe care sunt rulate. Iar dacă vrei să te joci în blană, atunci categoric singura opțiune rămâne un desktop puternic și din păcate foarte scump în momentul ăsta, din cauza componentelor la fel de scumpe. Așa că iată cum se închide cercul apropo de discuția de la începutul acestui video. Și din această perspectivă a gamingului hardcore la setări, detalii și rezoluții înalte, un laptop nu este potrivit. Dar în cazul în care ai un buget mai redus, nu ți-i musai să te joci la setări extreme și nu vrei o consolă pentru că ceea ce cauți trebuie să fie ceva bun la toate, atunci un TAF Gaming de felul ăsta rămâne o alegere bună. Și chiar dacă veți protesta probabil în comentarii, cred eu că mulți deja gândesc așa, dovadă vânzările foarte bune înregistrate de această serie an de-a rândul. Și acum să-mi ziceți voi în comentarii, laptop, desktop sau consolă,
Which is your gaming poison? Ce ați ales și de ce? Care sunt argumentele și motivele care s-au aflat în spatele deciziei voastre? Sunt extrem de curios să văd dincotro bate vântul și care sunt rațiunile acestor alegeri. Bun, și acum înainte de a încheia, hai să mai schimbăm câteva vorbe despre mica noastră prăvălie cu PC-uri de pe zona.store. Când am decis să facem asta, adică PC-uri, am făcut-o în deplină cunoștință de cauză, în sensul în care știam clar că ne adresăm unui public de pasionați. Așadar, nu există niciun fel de contradicție cu cele povestite în acest video. Ești pasionat de jocuri pe PC, de excelență grafică și de cadre pe secundă fără număr? Well, atunci clar mergi pe un PC. De-aia și facem ceea ce facem. Dar fii la fel de conștient că în contextul prețurilor și evoluțiilor actuale în materie de componente, PC-ul ăla va veni la un preț usturător. Și mai cred ceva, și am să o spun chiar cu riscul de a stârni o răscoală în comentarii. Eu nu cred în PC-urile ieftine în clipa asta. Am să o spun și altfel. Decât să-ți iei un desktop slab, mai bine ia-ți un laptop bun. Pentru că actualele prețuri ale componentelor de desktop fac ca situația să arate exact așa. Dar dacă faci efortul de a-ți cumpăra sau construi un desktop, măcar ia-ți unul cu adevărat puternic, care clar va fi mai scump, dar măcar va merita sacrificiul. Asta a fost filozofia noastră apropo de Gamebox. Pentru restul, există Tough Gaming și nu credeam să o spun vreodată, dar în momentul ăsta, un laptop de gaming pare o afacere mai bună în dollars and cents decât un PC. Și ăsta este și motivul pentru care am ales să cumpăr eu însumi unul pentru joaca fetelor, pe lângă faptul că are deja un monitor și o tastatură și ocupă un spațiu infim pe birou. Nu mă înțelegeți greșit. Sper ca situația să se inverseze din nou. Componentele hardware să revină la prețuri omenești, mă refer la plăci video și procesoare în special, și să ne putem bucura din nou de gaming pe PC la bani mai puțini. Se va întâmpla oare așa? Nu știu, voi să-mi ziceți. Revenind la Gamebox, începând de săptămâna asta, veți putea găsi pe site și o ediție limitată. Iată aici, portocaliu cu alb, adică în culorile zonei. Configurația este foarte mișto și ne-am gândit că într-o mare de PC-uri albe și negre să aducem o pată de culoare. Iar culorile vor fi disponibile pe toate sistemele Gamebox Custom de acum încolo. Galben sau roșu cu negru, portocaliu sau albastru cu alb. Sună bine, nu? Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, înainte de a încheia, tricourile. Am fost trași de urechi în comentarii că am cam lăsat o moale cu modelele noi, așa că săptămâna asta, că tot vine 1 iunie și odată cu el și vara, am lansat nu unul, ci două modele noi. Ia că poate ți era dor de un blue screen, ți-l dăm acum să-l porți pe tine, dar avem și o serie nou-nouță care poartă un număr și o activitate, fie ea job sau pasiune. Și cu ce altceva puteam începe decât cu Gamer 24/7. Să fie într-un ceas bun. Le găsiți pe toate pe zona.store, aveți linkul și mai jos în descrierea acestui video. Abonați-vă pe Playground, hai pa și spor la joacă!